Salutare, prieteni, cu voi Andrew Haba Mveșnicu. Eu vă salut cu un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Cum ați înțeles din anumire, este vorba de cum poți să ajungi în America, modalitățile, câți bani trebuie și întrebări v-ați mai scris acolo pe Instagram. Eu o să răspund la toate întrebările voastre. Dacă ești nou pe canal, nu ezita să pui un subscribe, să dai un like și am plecat. Trebuie să încep video la mine de acasă, de afară, pentru că uitați-vă ce frumos ninja, iarna așa adevărată de Chicago. Ninja chiar acum, mașinile sunt în zăpadă, eu așa sunt îmbrăcat mai grosuț, nu ca de obicei, nu știu dacă ați mă cunoașteți în cușma asta. Dar, prieteni, și am hotărât să filmez puțin casa, mașinile, ca să simțiți puțin gustul la visul american, pentru că eu am fost și eu ca voi cândva în Moldova, nu aveam nimic, practic. Student și visam să vin în America și uitați-vă acum, așa niște mașini în garaj, Audi-le îl ținem afară că nu-i loc, mulți se întrebau, băi, de ce ții afară? Pentru că, mă rog, nu-i loc, stau mălâștile înăuntru și așa un Mustang V8, GT Orange, un GTR Stage 2 cu 800 de cai. Și da, ce este altceva dacă nu vis american, că n-ai așa mașinile de vis. Da, și cum am spus, cândva eram și eu ca voi, visam să ajung în America și în video de azi vă ajut și pe voi, mă împart cu informația care o dețin și care o știu eu, vă povestesc metodele care am ajuns eu încoace. Și da, și asta e și casa mea, dacă n-am menționat mai înainte, aici trăiesc eu în Chicago, dar multă zăpadă avem. Și așa, prieteni, acum o să mergem la mine în oficiu din basement, așa am un studio improvizat, pentru că afară nici nu o să stau că îngheț și ăla nu e minus 15, foarte frig. Așa că mergem în studio și ne așezăm la calculator și discutăm mai în detalii, pas cu pas, cum poți să ajungi în America, modalitățile, câți bani trebuie și așa mai departe. Nu plecați nicăieri, eu sper să primească un vlog interesant și o să răspund la multe din întrebările voastre care le-ați scris pe Instagram, care le aveți în privința la America. Apropo, la noi e destul de frig și drumul spre de sare, e murdar afară, merg numai cu Audi-le acum, mașinile astea nu le scot. GTR-ul l-am încălzit mai devreme, dar Mustang-ul trebuie să-l pornesc să încălzească și el puțin. Să nu moară bateriile că e minus 15. Și cu așa ocazie vă pornesc Mustang-ul să vedeți cum sună mașina americană. E că mașina asta strigă America. Ascultați și voi. Așa să vă motivez puțin. Dacă cam așa sună un Mustang V8, zic să vă pornesc, oricum trebuie să încălzesc mașina și poate vă motivez pe voi să aveți dorință mai mare adineți în America, pentru că America este, cum ați auzit și voi de peste tot și cum spune toată lumea, este țara posibilităților și într-adevăr aici chiar și un băiat simplu ca mine de la țară poate să obțină mașinile de vis, așa un Mustang V8, un GTR care nu e ieftin deloc, așa net-net, 100.000 de dolari costă. Audi vreo 50.000. Și da, prieteni, eu nici de cum nu mă laud sau cu mașinile, cu casele, pur și simplu încerc să vă motivez pe voi, să vă inspir, să înțelegeți că totul e real, să munciți foarte mult ca să vă atingeți scopurile. Și da, în America este un plus foarte mare, deci munca este plătită mult mai bine, adică ceea ce muncește în Moldova la două lucruri, aici face o grămadă bani de asta și asta a fost și un motiv ca să vin încoace. Și da, mașinile, casa în care trăiesc, asta este o dovadă că totul este real și o persoană simplă care nu are neamuri acolo bogate sau milioane de la părinți sau nu știu acolo, poți să obțină orice în țara aceasta. De asta, prieteni, acum dați să mergem, să ne apucăm să discutăm mai exact, mai pas cu pas. O să mă așez la calculator, să povestesc mai exact, pas cu pas, ce trebuie să faci, câți bani și am plecat. A few moments later. Ok, prieteni, acum suntem la mine în studio și acum o discutăm mai în detalii, cum v-am spus. Întâi o să vă arăt website-ul unde puteți găsiți informații și anume website-ul la ambasada. Unde este, apropo, în română, se poate de uitat toată informația în legătură cu ce tipuri de viză, cum poți să ajungi în America, unele taxe acolo se arată mai exact și așa mai departe. Și după asta, spre sfârșitul la video, o să vă răspund la întrebările voastre de pe Instagram, o să citesc toate întrebările care mi-ați dat pe Instagram în story și o să răspund la toate întrebările. Așa că cei care au scris întrebări nu retrăiesc.
trăiți, tata și răspunde puțin mai târziu. Dar până ce, prieteni, vreau să vă dau o întrebare. Pentru ce vrei să ajungi în America? După părerea mea, trebuie să-ți pui întrebarea aceasta înainte ca să începi acest drum, pentru că nu e ieftin deloc, nu e ușor deloc, durează foarte mulți ani. Mai exact ce am în vedere prin asta, ca să te întrebi pe tine pentru ce vrei în America. De exemplu, dacă vrei în America să faci $3,000 ca să iei BMW acolo sau să iei mașină, nu e cea mai bună idee, pentru că în America să ajungi foarte scump, asta câteva mii de dolari mai târziu o să intrăm în detalii, plus la asta durează foarte mult timp, adică tu nu poți să vii pe 2 săptămâni sau 3 să faci bani sau pe o lună, 2. Aici, de obicei, oamenii care vin, deja foarte mulți rămân blocați cu documentele, cu actele, în primul rând, în al doilea rând cu lucru, pentru că să te angajezi la un lucru normal și plătit și normal că nimeni nu se angajează pe o lună, 2, e mai greu să te duci, plus la asta normal că lăcomia umană, nu în sensul rău, pentru că toți avem pofta asta de bani, de lucruri materiale, odată și dai de gust, de ca să-ți cumperi toate chestiile care le-ai dorit întotdeauna și normal că vrei tot mai mult și mai mult, vrei și o mașină mai bună și de regulă toată chestia asta se întinde câțiva ani, 3 ani, 5 ani de asta. După părerea mea trebuie să fii foarte hotărât să știi ce vrei. Asta, în general, în viață foarte mult ajută când știi ce vrei. Și da, dacă știi precis că îți place America, îți place limba, îți place cultura, vrei să vii încoace pe mai mult timp, asta e super. De regulă sunt persoane care au copii mici, în cazul ăsta nu aș recomanda, pentru că, mă rog, aici, la caz, când vii, din cauza că ți-e dor de copii sau de familie, pierzi foarte mult, pentru că poți să te duci înapoi acasă fără documente și să pierzi tot, nu mai poți veni înapoi, pentru că, apropo, care rămâne ilegal, ceea ce foarte mulți de moldoveni fac și, în general, nu numai moldoveni, dar foarte multe persoane din toată lumea, inclusiv din Europa, ruși, ucraineni, rămâne ilegal o mare parte. Odată ce te duci înapoi, îți pune restricții pe vreo 10 ani, nu poți veni încoace și nu știi dacă după 10 ani la fel ai să poți să vii. Așa că aș recomanda la persoanele care sunt mai tineri, care abia, nu știu acolo, au terminat facultatea sau au terminat colegiul sau nu știu acolo, și vor o viață mai bună, vor să obțină ceva în viață. Adică, în două cuvinte, pentru persoanele care caută să facă repede niște bani acolo pe câteva săptămâni, o lună, două să lucreze, e mai ușor și mai ieftin să te duci în Europa, în vreo țară, acolo să faci câteva mii de euro, să iei o mașinică, acolo să te întorci acasă. America mai mult așa pe perioadă mai lungă, adică și bani faci mai mult și te aranjezi mai bine, dar ia concret mulți ani, adică nu te aștepta că îți vii în America și peste jumătate de ani îți duci acasă, adică poate când îți faci planul, știți cum se spune, îți faci planul de acasă e una, dacă te duci concret la piață, cum se spune acolo în zicală, ceea că nu mai țin minte, e cu totul altceva, de asta așa și primești și aici, tu primești în America gândul că îți vii peste jumătate de ani acasă, dar jumătate de ani asta se întinde 5 ani, de asta, prieteni, trebuie să vă hotărâți foarte bine, să știi exact ce vrei, să fii gata să jertfești foarte mult, pentru că, cum am spus, să nu-ți vezi prieteni, să nu-ți vezi familia atâți ani, e destul de greu, așa că trebuie să știi exact spre ce mergi, trebuie să știi exact ce faci, adică nu e așa pur și simplu că ai venit să iei iPhone și, adică cum, cum am spus, este programă pentru studenți de vară care poți să vii cu viza pentru student, în cazul ăsta da, vii pe vară, mai târziu o să intrăm mai exact în subiectul ăsta, o să vă arăt pe site-ul la ambasadă tipul de viză. Dacă tot am început, dați să începem a discuta metodele și o să vă spun metoda prin care am venit eu și este cea mai ușoară metodă după părerea mea pentru persoanele tineri, pentru studenți, viza J1 sau Work and Travel, cum voi toți știți, deci asta este cea mai simplă și mai ieftină metodă, după părerea mea. Și dacă tot am atins tema cum am venit eu în America, apropo, uitați-vă acolo la televizor vlogul despre cum am ajuns eu în America, primele joburi mele, câți bani făceam la început și așa mai departe, intrați și uitați-vă la vlog, acolo am povestit tot, s-a primit un vlog foarte interesant, este destul de popular pe canalul meu de YouTube, are multe vizualizări, așa că intrați, uitați-vă, multe răspunsuri vedeți acolo, care eu nu o să le ating în video-ul ăsta, deja asta o să fie ca partea a doua. Ok, prieteni, dacă tot am spus că o să vorbim pas cu pas, dar să vă spun care, după părerea mea, pasul numărul 1. Pasul numărul 1 este să dai întrebarea care am discutat mai înainte, de ce vrei în America, cât de tare vrei și de asta depinde dacă tu ai să ajungi în America sau nu, pentru că trebuie, e destul de greu procesul, destul de scump, trebuie dorință destul de mare să ai, perseverență ca să ajungi. Asta e numărul 1. Numărul 2, odată ce ai hotărât că vrei într-adevăr, nu uitați un lucru, persoana care vrea, întotdeauna obține, corect? Așa că dacă ai să vrei tare, da, poate să durează mai mulți ani, poți să nu-ți primească din prima, poți să primești refuz la ambasadă din prima dată, dar nu te dai bătut pentru că vrei tare, cum am spus mai înainte. Persoanele care îți dau bătut și nu vor, mă rog, și-au pus în plan, au încercat, au văzut cum s-au primit, se mută mai departe, se duc la Moscova sau la Italia, da? La Italia, nu în Italia.
Pasul numărul 2 aș recomanda să începi a învăța limba engleză. Deci cum poți să înveți limba engleză? Începi să uiți filme în engleză cu subtitri, ceea ce foarte des le vedem la canalele românești. Mai mult în Moldova, nu știu, că este cu dublare rusească, moldovnească, nu știu acolo și se mai face când am fost de mulți ani. Dar, în general, asta foarte tare ajută, filmele cu subtitri în engleză. După asta începi să... Nu știu, să mai uiți și pe YouTube în engleză, începi să studiez în unele propoziții acolo, cuvinte, câte o leacă, adică nimeni nu învață deodată într-o lună de zile sau două, dar măcar să ai idee, adică persoanele care învăța măcar la școală deja e un plus foarte mare, dar, mă rog, înainte să vii ar fi bine să începi să studiezi limba mai amănunțit. Următorul pas care ar fi? Următorul pas ar fi ca să începi să îți plănuiești din timp cam câți ani, cam ce vrea să faci aici și la fel ca să începi să strângi ceva bani. Spui ceva bani deoparte pentru bilet spre America pentru că nu e ieftin deloc, adică o să costi în jur de $1000 probabil, în dependență de perioadă și normal că e foarte bine ca să ai și ceva bani în rezervă când vii încoace. Mulți din voi întrebau, la întrebări o să trecem mai târziu, dar eu țin minte deja dacă am atins tema, mulți din voi întrebau câți bani trebuiesc și normal cât mai mult cu atât mai bine, că întotdeauna bani niciodată în plus nu există, dar eu cred că măcar, nu știu, $1500-$2000 trebuie să ai cash cu tine, în dependență iarăși de, dacă în caz că vii ca student sau chiar cu viză turistică, depinde de cine te întâlnești, la cine te duci, adică în cazul meu, de exemplu, cum povestesc în vlogul care îl vedeți acolo, m-am întâlnit angajatorul, am fost cazat și a fost mult mai ușor și mult mai ieftin, am început deja peste o săptămână să fac bani. Dar în cazul că sunt unele persoane care deja trebuie să duc și să plătească cazarea, trebuie să ai măcar $1000-$2000-$3000. Poți mai mult, ia mai mult. Niciodată nu o să încurce, dacă ceva e să iei cu tine înapoi. Foarte simplu. Așa că, prieteni, da, cam asta. Eu sper că video-ul meu vă ajută și cât de cât începeți să înțelegeți puțin ce ține de America, cum poți vii și așa mai departe. Și iarăși, asta din experiența mea, din perspectiva mea, eu nu sunt nici de cum specialist în domeniu, nu lucrez în domeniu, asta pur și simplu fac un video ca să vă ajut așa, prietenește. De asta, dacă uneori poate mai greșesc ceva sau nu spun mai amănunțit, pentru că, mă rog, nu sunt specialist în domeniu. De asta, prieteni, intrați singuri pe internet, căutați persoane care oferă acest serviciu și v-aș recomanda numai decât să vă adresați la specialiști și la profesionali și normal. Ok, prieteni, și cele mai populare metode de a ajunge în America sunt, în primul rând, ca student, cred că și cel mai ușor și cel mai ieftin, în al doilea rând, viză turistică. Viză turistică, ce este viză turistică? Tu, de exemplu, aplici ca turist și spui că vrei să vii pe o lună de zile, să călătorești, să vezi America. În cazul ăsta nu este foarte bună opțiune dacă vrei să vii să lucrezi, să faci bani. În principiu, poți să vii să faci niște bani, să lucrezi la cash, dar numai în cazul când ți se dă viză pe 10 ani. Unele cazuri, când tu ești o persoană bine stabilită, de exemplu în Moldova, poți să primești viză pe 10 ani. Adică, iarăși, când te duci la ambasadă, procesul cum are loc? Tu prezinți dovezi că ai de lucru, că ai casă, ai unde trăi, că faci bani, adică nu te duci la făcut bani, te duci să vizitezi într-adevăr, pentru că asta e foarte important la viză turistică și tu, în cazul că tu primești pe 10 ani viza, tu poți să stai 5-6 luni când vii în America, poți să stai 5-6 luni maxim și în cazul ăsta tu poți să vii un fel călătorești, să lucrezi, să lucrezi la cash, adică neoficial, dar iarăși trebuie să arăți în Moldova când îți vii data viitoare, poți să ai probleme, trebuie să arăți de unde ai avut finanțe și cum te-ai întreținut, pentru că America nu e ieftină și de asta, mă rog, poate fi problematic. Plus la asta nu poți lucrezi legal, pentru că nu ai social security. O altă metodă ar fi chemarea, când ai ceva rude sau cunoscuți în America și îți faci chemare. În cazul ăsta sau reîntregirea familiei, în cazul ăsta tot este destul de simplu și mai ușor, dar iarăși poate fi un proces mai lung. Altă metodă este cu viza H2B și anume vii pe viză de muncă. Ele sunt mai multe tipuri, unul din ele este H2B și asta la fel poate fi pe jumătate de an, câteva luni, tu deja treci un interviu cu angajatorul, ești angajat pe câteva luni, vii în America și iarăși faci ceva bani. Asta ar fi o variantă foarte bună ca să faci ceva bani temporar, dar plus la asta, cum am spus, că să treci interviu trebuie să știi limba engleză, să știi competenți, să fii o persoană care, mă rog, să spunem așa mai simplu, care americanii au nevoie de tine, ca tu prezinți ceva valoare, ca să lucrezi la dânșii, da? Adică nu pur și simplu așa, nu știi să faci nică și oamenii să te angajezi. Și da, prieteni, acum îți vă arăt mai în detalii website-ul. Aici este website-ul, aici găsiți tipurile de viză. La fel, pe website-ul ăsta găsiți și taxele pentru viză.
Adică trebuie citit puțin, eu nu vreau să mă adâncesc în detalii, nu vreau dau chiar mură în gură, uitați-vă aici website-ul, link-ul găsiți în sub video, intrați în română, citiți, uitați-vă, absolut toată informația este. Eu știu că voi acum spuneți, băi, dar nu e chiar clar, că nu știu ce acolo, cum v-am spus, eu nu sunt profesional și nu ofer servicii profesionale în domeniu, am spus pur și simplu din experiența mea, v-am dat unele indicii unde e website-ul și unde găsiți informații mai detaliate, intrați, citiți, uitați-vă, dacă găsiți o companie de work and travel sau companii care oferă servicii în domeniu, duceți-vă la dânsi și eu să vă consult, eu să vă ajut cu ce pot. Eu acum o să trec la întrebările voastre de pe Instagram. Dați acum să ne uităm ce întrebări voi ați scris pe Instagram și o să vă răspund la întrebările voastre. Asta o să fie acum destul de interesant, pentru că acolo, cum am văzut eu, au fost întrebări destul de interesante, cel puțin pentru mine. Adică cum o să răspund la cel mai talcove, la cel mai logice întrebări, pentru că acolo erau întrebări care în general nu sunt la temă, așa că cei care ați scris nu vă supărați. Poate o să răspund mai târziu la întrebările voastre. Ok, prieteni, prima întrebare avem de la Grigore Viziru. Scrie prețurile, cât te costă zborul și locul de trai. Asta eu am spus deja mai înainte. Zborul poate să te coste între $500, cel mai ieftin, cred că vreo 550 poate să te coste, până la 1000-1500, independent ce companie și ce perioadă. De ce nu ieftin? Pentru că spre America cel puțin două avioane trebuie să schimbi. De asta și locul de trai, cum am spus, dacă îți oferă angajatorul gratis, super, asta e destul de rar ca student, destul de rarut, eu am avut noroc și mi-a oferit gratis, în cel mai des cazuri o să fie, o să-ți scoată din cec, adică tu lucrezi și ți-o să-ți scoată plata lunară din cec, care independent poți costi $500, $300, $700 independență, depinde cât roommate ai, adică cât trăiți în cameră și așa mai departe. Sper că am răspuns la întrebare, următoarea întrebare. În cât timp ai învățat engleza bine? Nu știu, mi se adresează mie întrebarea, dar iarăși chestia asta de la caz la caz, de la persoană la persoană și o să răspund în general cam în cât timp ar învăța în medie o persoană, nu o să spun experiența mea, eu am învățat în câțiva ani, ca să știu așa destul de bine, ca să mă descurc, pentru că nu am învățat la școală limba engleză, am învățat franceză și când am venit în America am știut doar bază la limba, adică acolo câteva propoziții, nu știu, și foarte greu m-am descurcat, dar în general asta tot foarte tare depinde de ce job ai, unde lucrezi, adică și normal, dacă ai să lucrezi la stroică, cu ruși, cu polonezi, n-ai să mai înveți niciodată, o să înveți foarte greu, pentru că sunt persoane care au și 5 și 10 ani în America, care nu mai știu engleza, șofer de tir la fel mai greu, adică trebuie să dai interes, trebuie să-ți plac, trebuie să ai prieteni care vorbesc și în cazul ăsta ai să înveți în câțiva ani, ai să știi limba fluent, ai să vorbești liber cu americanii. Următoarea întrebare de la Victor, în ce stat e mai bine? În ce stat e mai bine să vii? Adică, iarăși, depinde de care e interesul tău. Dacă vrei să vii ca turist, călătorești, normal, cred că e bine să duci în New York, e bine să te duci în California, Nevada, adică să vezi orașele mari, Florida. Dacă vrei să lucrezi ca să faci bani, nu știu, probabil Illinois, Chicago, aici unde sunt eu, este foarte mult de lucru, inclusiv cu tirurile. Zona de East n-aș recomanda că e foarte scump, California la fel e foarte scumpă, adică trebuie să vii ca turist cu bani în buzunar ca să-ți permiți, e destul de scump acolo. Este, apropo, Washington State, Seattle, tot este de lucru, sunt mulți moldoveni. Da, cam astea sunt statele care aș recomanda eu din experiența mea. Mai departe, niște întrebări, nu la temă, avem aici despre pareuri și pățanii aici au mai scris. Ce îmi trebuie ca să vin în America să lucrez pe tir? Ca să vin în America să lucrez pe tir, trebuie să ai green card, numai decât, nu este excepție. Ca să ai green card, trebuie ori să aplici la green card, la loteria green card, ceea ce eu am povestit mai în detalii cum se face asta, la fel într-un vlog de-a meu care îl găsiți pe canalul meu de YouTube. Chiar așa se numește, cum să te înscrii la loteria green card, acolo intrați și aflați tot în detalii, perioada când să te înscrii. Asta, apropo, e gratis. Nu știu ce detalii acolo am mai spus eu, intrați și vă uitați. Și da, și ca să vii să lucrezi pe tir, deja să te angajează e foarte ușor. Principalul să ai idei că de condus, de mers la volan, vii faci școala de șofer de tir, te angajezi, tot e ciot că faci bani. Cum poți să ajungi să lucrezi fără green card? Să lucrezi fără green card poți să ajungi, cum am spus, ca student, să lucrezi sau cu viză de muncă, ceea ce e temporar, adică câteva luni, jumătate de an. Și asta e tot, adică după asta deja dacă expiră și hotărăști să rămâi ilegal, deja poți să lucrezi, cum ai spus, fără green card. Pur și simplu n-ai să faci așa mulți bani și o să fii puțin mai greu și complicat pentru că ai să fii ilegal.
în ce stat deja se repetă, deja am spus. Trebuie neapărat să știi engleza. Da, trebuie să știi engleza pentru că e țară străină și trebuie să poți comunica cu, cu oamenii din prejur. Logic. Cât face un barber pe lună acolo? Păi nu știu exact, nu m-am întâlnit cu industria aceasta, cu persoane care se ocupă în domeniul de-a noștri, dar din auzite știu că se poate de făcut, nu știu, coafurile și la bărbați și la femei aici sunt mult mai scumpe decât în Moldova, deci la femei poți costi $70 și 80, la bărbați costă, nu știu, 30-40 dacă anume ca barber mai e un salon așa mai sofisticat și normal că aici, apropo, în America se lasă foarte mult tipsuri sau ceivăie, cum se spune la noi, și de asta tu dacă te duci și te angajezi la un salon și tu pur și simplu ești ca lucrător, toate tipsurile sau ceivăie tu deja îți iei ții și poți face acolo chiar și $100 pe zi să aduni 200 independenți cât de busy sau cât de aglomerată este ziua și deja în afară de asta să ai și salariu. Deci, nu știu, cred că poți să faci liniștit vreo $1500 pe săptămână. Care factor te-ar ajuta ca să obții viza mai ușor? Deci, independență de viză. Dacă e viză turistică, factori care te-ar ajuta ar fi banii pe cont, un lucru foarte serios, că ai casă, ai apartament, de exemplu, și asta te ajută foarte mult pentru că arată că tu ești persoană care este stabilită bine pe picioare în țară și nu se duce în America cu scopul de a face bani ilegal, da? Sau a rămâne ilegal. Și în cazul ăsta, da, și banii pe cont, o să întrebați voi pentru ce, pentru că să arăți că ai bani de călătorie, de mâncare, pentru perioada care vine încoace. Asta te-ar ajuta în cazul dacă vrei să vii cu viză turistică, în cazul că vrei să vii ca student, nu știu, probabil te-ar ajuta să știi limba engleză ca să te descurci așa liber când treci interviul și în cazul ăsta te-ar ajuta foarte mult. Dacă tu nu ești nervos și înțelegi și spune și nu întrebi de 15 ori și te-o întrebat, în cazul ăsta normal că nu ai să treci, pentru că nu știi de ajuns engleză. Așa că un factor engleză și iar engleza, să spunem așa. Ce fel de vize există pentru muncă? Cum am spus, site-ul la ambasadă, poftim, link-ul este sub acest video, intrați și uitați-vă, e foarte simplu, site-ul este în română, site-ul moldovnesc, intrați și vă uitați. De câți ani locuiești în SUA? Eu locuiesc de vreo 6 ani. Da, și aici persoanele scriu cum aș putea să ajung, cum să-mi găsesc de muncă. Poate, nu știu, eu acum am explicat mai înainte, nu am explicat foarte tare în detalii, pentru că, mă rog, mie îmi pare foarte simplu și eu de asta nu mă adâncesc, nu-i interesant nici dacă atare pentru voi, mă rog, asta e informații care ar prinde bine. Și cum anume poți găsa job-ul, te duci la o companie de work and travel, de exemplu, care oferă servicii în afară de work and travel și pentru studenți viză, îi oferă de regulă și viză pentru muncă, ele nu sunt în tot anul, mai cam greu de găsit, dar tu dacă ești un candidat bun, cu engleză, te duci mai des pe la dâns și intri și întrebi care e situația și când o să apară vizele, pentru că de regulă ei sunt anunțați, de exemplu, o companie din America are nevoie de 30 de lucrători, de exemplu, lifeguards. Și ei o să fie contactați și ei o să aleagă din candidații care deja sunt scris la dânsii la companie, o să aleagă pe cei mai buni care au cea mai mare șansă să treacă. Și tu o să fii chemat la dânsii, o să dai timp din timp să te pregătești, întrebări și după asta îți treci interviu. Și e ca așa îți găsești locuri de muncă. Adică plus la asta când duci la companie, tu spui cam ce job te-ar interesa. Dar de regulă, mă rog, ei oferă ce oferă ei și tu deja te duci și faci ce și alegi din ceea ce este. Alegere, să spunem așa, că nu foarte des, nu foarte mult să oferă viză de muncă pentru Moldova. O întrebare bună. Munca ideală pentru începători, cu limba la nivel mai slab, aici persoana a scris, ar fi, nu știu, duci ca ajutor de chelner, să angajează lumea spălător de vesel, să angajează la bucătărie. Eu, de exemplu, personal, când am fost și bucătar, am fost și, apropo, curățenie în hotel, poți să faci ceea și nu-i greu deloc, că duci strângi albiturile acolo, le duci la spălat. Adică, mă rog, te duci, faci ce și trebuie să faci, nu poți să te alini în stare și să alegi, mai ales că nu știi limba foarte bine. Mai în detalii ce am lucrat și cum am făcut eu, intrați pe canalul de YouTube și găsiți vlogul cum am ajuns eu în America și acolo aflați ce am făcut eu. Povestește absolut tot cum ai ajuns. Cum am spus, este deja vlog. Da, foarte multe întrebări se repetă, după cât văd eu, cam aceleași, câți bani, ce job, multe întrebări adresate personal mie, ceea ce eu am spus concret, întrebați ceea ce vă interesează, că eu să discut în acest video despre cum poți ajunge în America, ce vă interesează pe voi, nu întrebări despre mine, pentru că de regulă eu am povestit, dacă vă uitați la mai multe vloguri pe YouTube, aflați foarte multe răspunsuri, pur și simplu sunt multe persoane pe Instagram care Lilene sunt și pe YouTube, și ne adresează întrebările și în privat, dar plus la asta și îmi scriu eu, ca și când am întrebat
am pus sondajul, înscriu aici întrebările. Intrați și uitați-vă la story, uitați-vă la videouri și o să înțelegeți. Chiar pe Instagram, videourile mai vechi, acolo îi povestesc ce mă ocup și cum fac bani, totul este absolut. Pentru programul Work and Travel trebuie de achitat ceva, iarăși da, trebuie să achiți. În total câteva mii de dolari, este taxă de înscriere câteva mii de lei, care o ia compania, după aceea achiți câteva mii de dolari acolo, unde poate sunt și biletul și, mă rog, unele chestii acolo care le acoperă compania. Nu mă bag în sume mai exact, pentru că eu câțiva ani în urmă am făcut chestia asta și acum s-au schimbat puțin prețurile și plus la asta companiile acum sunt închise, când o să deschid, adresați-vă, intrați la dânșii și eu îți vedeți exact toate detaliile. Adică, prieteni, nu vă temeți să bateți la ușă, să intrați și acolo sunt persoane pregătite care e lucrul lor ca să vă ajute, pentru că, mă rog, sunteți client și eu să vă acorde tot timpul din lume și o să vă explice absolut pas cu pas totul. Dar acum am spus, pentru anul ăsta probabil e oprit puțin emigrarea, e oprită pentru că din cauza la COVID, așa că voi până când învățați engleza, strângeți bani, pregătiți-vă pe la anul. Cum se comportă americanii cu moldovenii? O întrebare destul de bună, interesantă. Cum se comportă americanii? Se comportă normal, ei în general sunt oameni foarte... ei nu discriminează, nu, de regulă nu sunt rasiști și de asta se comportă normal, de regulă invers. Moldovenii se comportă aiurea cu americanii, unii dintre ei se comportă ca niște sălbătășuni și din cauza asta ne strică și nouă numele aici a moldovenilor în America și uneori americanii sunt așa mai lung, pentru că știi că ești ori rus, ori moldovan și faci prostie. Adică depinde, dacă nu-i cu fratul și cu prostologiile și grăiești aiurea și nu te saluți cu oamenii și nu ești nice, pentru că aici de regulă oamenii sunt foarte nice, foarte plăcuți, salut, întreabă cum la tine într-una și de asta, dacă nu comporți tot așa și normal că americanii o să suiți puțin după asta cosă la tine. Dacă ești persoană normală și te-ai adaptat repede și ești nice ca și dânșii, absolut nu-i problemă. Nici accentul, apropo, n-am văzut să întrebe nimeni de accent, dar accentul nu e o problemă. Pentru că, de exemplu, chiar în Chicago sau America, țara imigranților și ești toți, nu că toți, dar foarte mulți au accent. De asta absolut lasă nu să atragi atenție. Ce fel de documente trebuie în afară de pașaport pentru o vacanță de o săptămână? Deci nu e așa simplu, ca să vii o săptămână trebuie să pregătești câteva luni, inclusiv trebuie și cazier juridic. Apropo, n-am acoperit tema asta. În caz că ai probleme cu legea Moldova, probabil n-ai să primești niciun tip de viză, nici green card, nimic din chestiile astea. De asta trebuie să ai cazier juridic, să nu fii arestat, să n-ai probleme cu legea. Asta cred că e logic, n-am mai acoperit tema, dar asta e destul de logic. Nu numai în America, dar în toate țările cam așa controlează. Adică bandiți nu le trebuie la nimeni. No offense, băieți. În afară de cazier juridic, deja trebuie să treci niște controluri medicale ca să vadă că ești sănătos, că nu ai diferite virusuri acolo. Probabil pe viitor cu corona o să verifici să ai vaccinul. Și plus la asta, da, achiți taxa de viză, îți pune viza în pașaport și ești good to go. Câți bani trebuie să ai și cât de bine trebuie să știi limba. Trebuie să știi limba cât mai bine o știi, cât mai ușor o să-ți fie, măcar nivel de începător, dar, mă rog, cu începător o să-ți fie mai greu să te angajezi, adică înțelegeți un lucru, cât mai slab știi limba, cât mai tare este limitat alegerea ta în joburi, da? Ca să-ți alegi un loc de muncă, pentru că, mă rog, nu poți lucrezi chelner, nu poți lucrezi mai multe acolo tipuri de front desk, de exemplu, la un hotel, nu poți lucrezi pentru că nu poți vorbi elementar cu oamenii. De asta să ai un job, de exemplu, mai în spate, îți fii bucătar, îți faci curat în hotel în cazul ăsta. Și plus la asta, câți bani, cât mai mulți, cât mai bine, cum am spus. Câteva mii de dolari, măcar vreo 1500-2 trebuie să o ai. Iarăși, în dependență de ce te-ai înțeles cu angajatorul, cât cunoscuți ai în America și care e situația. Dacă vii și angajatorul îți spune că tu nu ai să vezi bani până la vreo 2 săptămâni, și normal că trebuie să ai și mai mult, dar de regulă te descurci. Adică dacă vii mai mult sau împreună cu prietenii, mă rog, mai puneți acolo mână la mână și luați acolo niște, nu știu, orez, cartofi și te descurci. Adică nu neapărat să îmi le prin restaurant, să mănânci steak-uri și să bagi McDonald's și burgeri dimineața până seara și normal că așa îți cheltui toți banii. Deci așa a fost și la mine. Am venit împreună, am luat grecică cu noi pentru prima perioadă. N-am mâncat-o și drept, dar mai bine să o ai. Adică poți să ai unele din chestiile astea. Vreau tare în America, dar nu știu engleza. Păi învață-o, brătan, ce-ți fac? Ce întrebări ai avut la ambasadă? Da, bună întrebare. Deci la companiile de work and travel, când te duci acolo, îți dea o listă de întrebări, vreo 30 acolo, 40, nu mai știu exact, unde o să fie întrebările cel mai des adresate și deja ele o să fie în engleză, tu deja te duci în oglindă sau cu un prieten care tot știe engleza, cât de cât poți să te duci să le repeți, să te antrenezi și asta o să dea ție o anumită încredere, să te simți mai liber, pentru că cel mai des se acordă chiar cam aceleași întrebări. Adică prima întrebare o să te întrebi de ce vrei în America,
și tu deja spui de ce vrei, că ori să vizitez, ori că întotdeauna am visat, ori că îmi place New York-ul, nu știu ce acolo, și vreau să o vizitez. În a doilea rând, cu ce te ocupi, unde înveți, adică întrebări care sunt destul de personale. Pentru un student așa sau pentru un turist, o să te întrebi unde lucrezi, câți bani faci, adică de regulă au datele deja despre tine și au informația, dar verifică dacă informația nu e falsă și tu să răspundi la întrebări. Și cam astea sunt întrebările, sunt destul de simple. Mă rog, în unele cazuri poți să te pui în caloș, dacă tu începi să îmbli ochii acolo și să retrăiești, pentru că, mă rog, vrei să vii ilegal și să rămâi ilegal, atunci, da, e posibil să ai probleme, pentru că persoanele care lucrează la ambasadă sunt psihologi destul de buni și asta e lucrul lor, ca să nu pur și simplu să dai niște întrebări acolo și tu să te duci, dar lucrul lor ca să spui diferența dintre persoanele care, într-adevăr, spun totul drept și se duc, mă rog, cu intenții bune în America și persoanele care vor să ducă la zarabotcă, să facă bani, să amăgească, să fure. Și normal că nu au nevoie de așa persoane. Așa că, prieteni, în cazul că ești, mă rog, om persoană talcovă, atâta și ciotcă. Cum să completez ancheta la Green Card? Cum am spus, este video, uitați-vă la vlog, acolo arăt tot în detalii. Dacă ai o cunoștință în America și îți faci chemare, e greu de ajuns? Nu e greu. Când îți faci chemare, e destul de simplu, adică depinde de care e situația la persoana aceasta. Lucrează aici, plătești tax, faci bani, totul e bine, are unde trăi, de regulă nu e problemă. Adresați-vă la dânsele, persoanele acelea pot să vă ajute în cazul ăsta. Care este site-ul ca să te înscrii pentru viză, cum am spus, site-ul să-l pun link-ul aici sub video, deja am repetat mai multe ori chestia asta, mă rog, poate cineva acolo nu se uită tot video, așa că site-ul o să fie numai decât, intrați și uitați-vă detaliile, cât costă, totul este acolo, scris apropo și în română, este și în rusă. Aveai pe cineva în America când ai venit prima dată sau ai făcut tot singur, cum am spus, intrați și uitați la vlog, dar nu avem pe nimeni. Am venit și angajatorul m-a întâmpinat, m-a ajutat și a fost destul de ok. Ce trebuie să faci ca să câștigi green card? Pur și simplu te înscrii și te rogi ca să ai noroc. Nu poți să faci absolut nimic. Când se poate înregistra la green card? Cum am spus, dați-vă un vlog și acolo eu spun perioadele. Câți bani să mă pornesc din Moldova, deja am spus, câteva mii de dolari de dorit. De cât este nevoie ca să locuiești acolo. Deci depinde de ce pofte ai și ce lifestyle ai. Dar mă rog, și normal, dacă ai să faci puțin, ai să cheltui puțin, de regulă întotdeauna este ieșiri din situație. Adică nu neapărat să trăiești în casă de jumătate de milion de dolari și să plătești chiria 4.000 de dolari pe lună. Poți să ai întotdeauna colegi care trăiești cu dânșii, împărțiți taxele lunare, și posibil să te costi 500 de dolari pe lună chiria, de exemplu, și tu și normal că faci la orice lucru în America, ca să înțelegeți, faci oricum vreo 700 de dolari pe săptămână, așa că asta cel mai puțin, așa la McDonald's poți să faci vreo 600-700, așa că de regulă persoanele să iau două lucruri și fac și 1000, 1500, deja șoferii de tir fac la 2000 și ceva. De asta, mă rog, cheltui mai puțin, te descurci, nu-i problemă. Dacă se descurcă lumea în Europa, în America să fac bani mai mulți. Și prețurile sunt mult mai, nu că mult, dar sunt mai jos ca în Europa, după cât știu eu. Adică în Europa, în euro, acolo prețurile destul de bune. Aici e mai ok. Deci o persoană mă întreabă dacă e posibil să ajungi fără să știi engleza. E posibil, dar e puțin probabil, de asta trebuie să știi engleza. Pentru că, mă rog, nu treci interviul pentru job, nu treci interviul la ambasadă. Adică, deja nu am spus chestia asta, dar cum am spus mai sus, metodele care le-am spus mai sus, numai decât cum ne-ai da, ajungi la interviul la ambasadă. Ca să treci interviul la ambasadă cu persoana de acolo, care de regulă e american, trebuie să știi engleza. De asta, prieteni, nu merge treaba fără limbă. Ok, prieteni, cam astea sunt întrebările, cam asta a fost video nostru de azi. Așa că, prieteni, eu sper că v-am ajutat, sper că v-a plăcut video. Cu voi a fost Andriuha Bămvărașnicu din America. Cum am spus, vlogurile precedente, uitați-vă acolo, povestesc și experiența mea cum am venit în America și cum șofer de tir să fie, pentru că foarte multe persoane mă întreabă aceleași întrebări la care eu am răspuns deja de zeci de ori. Nu vă leneviți, uitați-vă că eu am răspuns la foarte mult și chiar și cu care mulți întreabă, arat casa, fă tur la casă. Sunt vloguri pe YouTube care eu acolo arăt foarte bine, arăt și casa și unde trăiesc și așa mai departe. Așa că intrați, uitați-vă, găsiți răspunsuri la tot la fel pe YouTube și pe Instagram. Dacă te-ai uitat la video și ți-a plăcut video, ți-a părut interesant, nu ezita să dai subscribe la canal, să pui un like, la fel scrii comentarii, scrii în comentarii poate ceva n-am spus, ceva n-am cuprins și ai vrea ca să spun în următorul video, să povestesc, scrii în comentarii, eu să mă strădui să răspund la întrebările voastre. Și da, mersi pentru vizionare, mersi pentru tot, pentru susținere, voi sunteți super. Cu voi a fost Andriuha Bămvărașnicu, la toți, pa, pa!